Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție InStar Show. Ne întâlnim astăzi cu actorul, regizorul, scenograful și coreograful de succes Eugen Jebeleanu. Multipremiat, multivalent, multitalentat, Eugen este una dintre cele mai proeminente figuri artistice din domeniul actoriei din România și are răsunet și în străinătate. Eugen se pregătește în prezent de un nou spectacol la Teatrie despre care vom și povesti, așa că îi urăm bun venit la InStar Show și îl invit alături de mine pe Eugen să ne cunoaște. Bună, bună tuturor! Ce faceți voi? Hello! Jasmine! Ok! Salut, Eugen! Bine venit la InStar Show! Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația de asta la povești și să ne cunoaștem. Bine, te-am găsit și mă bucur că funcționează, că nu prea sunt obișnuit să fac genul ăsta de întâlniri și e bine că merge. Da, te auzi foarte bine, te văd, e totul în regulă. Mă bucur că funcționează. Se pare că a fost o eroare tehnică. Aș vrea să începem direct așa, în esența lucrurilor, și să te întreb ce ai învățat tu despre tine și despre industria în care activezi, mai ales în această perioadă de criză. Multe, pentru că inițial am crezut că o să dureze puțin ca noi toți. Perioada de introspecție în care mi-am luat timp să îmi pun un pic la punct proiectele și care rămâneau de terminat, cum ar fi, de exemplu, o teză de doctorat la care lucrez de mai mulți ani de zile și pandemia asta mi-a permis să-mi iau timpul să lucrez aplicat la ea. Dar după ce a trecut perioada asta, pe urmă a fost etapa în care, evident, vroiam să se termine, vroiam să reluăm tot ce lăsasem cumva în stand-by și am fost opriți, spectacolele au fost anulate, turneele, repetițiile. A fost complicat, însă în același timp ce am învățat, nu știu, poate cel mai mult ar fi o mai mare apropiere și întâlnire cu mine și o mai mare înțelegere cu prioritățile mele, cu ce îmi doresc în principal și încotro vreau să mă îndrept de acum încolo. Spuneam în intro că lucrez la un nou spectacol la Teatreli, va avea premiera la Teatreli. Care ar fi top 3 challenge-uri în noua ta ipostază de regizor al acestui spectacol? Păi, în primul rând, ce mi-am dorit încă de la începutul proiectului a fost să întâlnesc oameni noi, actori cu care nu am mai lucrat și se va întâmpla pentru că am ales o echipă de 4 actori cu care nu am avut ocazia până acum să lucrez în teatru. Am avut o colaborare cu Vlad Bârzan și Mihaela Sârbu pentru proiectul meu de film, însă ei acolo aveau niște roluri destul de mici, iar pe ceilalți doi actori, Alex Kindry și Cosmina Stratan, nu i-am cunoscut la lucru și de aceea am și făcut un casting la care s-au prezentat foarte mulți actori, din fericire, și mă bucură chestia asta, că au fost peste aproape 200 de actori care au trimis candidaturile lor. Și da, asta ar fi primul punct care mă interesează. Iar mai departe, textul care îmi place de multă vreme, care e un text pe care și Xavier Dolan l-a ecranizat în filmul lui Toma Laferme, și o întoarcere în București, pentru că până la urmă, vrem nu vrem, da, este spațiu, poate care prezintă și are o vizibilitate mai mare decât alte orașe din țară. Și da, o întoarcere în teatru românesc, contemporan și o întâlnire între teatru și film, pentru că proiectul ăsta cam asta își dorește, să îmbine cumva cele două mijloace pe care în ultima vreme le încerc și experimentez. Exact, toți suntem la topuri. Care sunt top 3 motive pentru care noi să mergem să vedem acest spectacol? Păi, aș spune pentru că Teatreli e un spațiu de care eu nu știam foarte multe până acum, dar cred eu că e un spațiu nou, interesant, în peisajul românesc, care propune niște proiecte mai
altfel decât ceea ce se vede în capitală. Spun asta pentru că e și acest proiect cumva o formă intermediară acum pe care o vom prezenta, un fel de performance work in progress, în care după doar 10 zile de lucru vom prezenta publicului cumva un punct în care noi am ajuns în planul de repetiții până în acest moment. Deci cumva permite și publicului să aibă acces la repetiții și la desfășurarea proiectului. Ce ar mai fi, nu știu dacă e vorba neapărat de un top, dar ideea ar fi să fie cumva, după pandemia asta, cred că avem nevoie de o întâlnire la teatru. Asta ar fi o a doua chestie foarte importantă, și faptul că e un text care vorbește despre niște lucruri sensibile și importante, și anume dificultatea oamenilor gay de a trăi în România, și textul ăsta vorbește mai degrabă despre o poveste a unui canadian, textul fiind scris de un canadian, Michel Marc Bouchard, dar cred că se poate referi foarte bine și la situația de la noi, intimă, în care un tânăr merge în casa familiei fostului iubit care tocmai a decedat și se fac multe dezvăluiri și se spun o grămadă de secrete, și e o piesă cu foarte multă emoție și pasiune. Cât de greu a fost castingul? Spuneam mai devreme că au fost peste 200 de actori. Cât de greu a fost castingul pentru acest spectacol și pe ce ai mizat în selecția lor? Castingul a fost foarte interesant pentru mine, pentru că mi-a permis, dincolo de proiectul ăsta, să și întâlnesc noua generație de actori pe care nu știu, nu știam pe toți oricum. Și da, m-a pus și pe mine cumva în temă cu noile apariții. A fost greu pentru că au fost foarte mulți și aveam doar 4 personaje și doar 4 actori, deci de ales. Pe ce am mizat, cred eu că la fel ca în toate proiectele mele, pe o sinceritate foarte mare a actorilor, pe o necesitate a lor de a fi în acest proiect și de a mă întâlni și a lucra cu mine, și pe coerența distribuției, adică să fie cei 4 cumva într-o chimie și să găsim un numitor comun care să facă ca proiectul să poată căpăta un sens și o rotunjime, așa, ca atmosferă și oameni în echipă. Știu că ai lucrat și la un spectacol nou pentru Teatrul German de Stat din Timișoara, un spectacol manifest, am putea spune. Care este răsunetul pe care ți-l dorești ca acest spectacol să o lase în rațiunea spectatorilor? Spectacolul ăsta nou vorbește și despre pandemie, că am început discuția noastră despre asta, vorbește și despre ce s-a întâmplat în toată perioada în care distanțarea s-a impus și a dat regula jocului în viața noastră cotidiană. Ce îmi doresc e ca spectacolul să fie cât mai văzut, să se joace cât mai mult, să aibă o viață lungă și să poată circula nu doar în teatru, să fie programat, ci și în alte locuri, și naționale, internaționale, evident. Și îmi doresc ca, da, el să aducă oameni în sală până la urmă, că despre asta e vorba. Adică să aibă un impact în așa fel încât ca mesajul pe care îl transmite. Și acest spectacol e pentru mine o nouă pagină cumva în ceea ce am făcut până acum, pentru că dincolo de căutările de fond pe care le am proiectele de data asta, e și o căutare foarte mare formală, pentru că din nou încerc să aduc împreună teatru și film. Revenim la cel mai recent succes al tău, Câmp de Maci, prezent și premiat la festivaluri internaționale. Cât de diferit este să regizezi un film versus un spectacol de teatru? Pentru mine a fost cam același lucru. Am lucrat la fel cu actorii, cu echipa de lucru. Am avut doar diferite instrumente, poate siguranță, de fapt. Însă am încercat să fiu cât se poate de consecvent cu felul în care lucrez și nu mi-am schimbat nici direcția de actorie în colaborarea cu actorii, nici felul meu de a gândi dramaturgic un scenariu sau un text. Poate că singurul lucru care s-a schimbat e cumva
temporalitatea asta care e cu totul alta, pentru că teatru cumva are un efemer care îi dă și toată magia, iar filmul, cinemaul înseamnă și această blocare a imaginii într-o imagine filmată, pe peliculă, cum am filmat, filmat noi. Deci, nu știu ce să zic, nu am lucrat foarte diferit. Diferența a fost una dată de mai degrabă contextul producției unui film dorit față de producția unui spectacol de teatru, dar mă bucur că, da, filmul e un succes, cum ai spus, și poate e un cuvânt mare, dar are o viață destul de frumoasă și mă bucur că se întâmplă asta pentru că am lucrat cu o echipă formidabilă de la actori, de la actorul principal, Conrad Măricofer, până la toți ceilalți și toată echipa de producție, scenarista Ioana Moraru și directorul de imagine Marius Panduru, ca să citesc doar câțiva dintre ei, dar e vorba de o muncă de echipă și asta e o muncă cumva față de spectacolul de teatru, unde de multe ori te simți destul de singur, dar aici am fost foarte protejat și foarte cumva sprijinit de toată această echipă de film. În ce consideri tu că ar consta succesul internațional al acestui film? E un film adaptat tuturor? Da, cred că sunt mai multe motive. Cu siguranță subiectul filmului, faptul că vorbește despre un caz concret și faptul că e inspirat dintr-o realitate a societății românești. Asta înseamnă că cumva aduce în discuție ce se întâmplă realmente cu data LGBT din România. Cred că forma acestui film, dată etica lui și de felul în care a fost făcut prin aceste lungi cadre secvențe și marele talent al lui Marius Panduru de a filma, cred că prin performanța actoricească, în primul rând cea lui Conrad, dar și a celorlalți actori, și întregul film care cumva, cum spuneam, lucrurile s-au unit atât de bine și a fost o coeziune atât de bună între noi ca echipă, ca oameni de în fiecare domeniu, că a făcut sens și a devenit ce el acum și cred că oamenii văd onestitatea. Recent ai fost ales în cadrul juriului pentru premiile UNITER din acest an și aș vrea să întreb care sunt elementele după care te ghidezi în alegerea câștigătorilor. Ce cauți tu să vezi într-un spectacol pentru a fi desemnat cel mai bun? Of, nu am avut timp să mă gândesc încă la asta, că nu mai am avut premiera la Timișoara. Mă uit la toate spectacolele, am primit toate link-urile de la UNITER. Recunosc că a fost o surpriză faptul că m-au sunat și m-au propus să fiu în jurul final al galei de anul acesta. Mă bucur însă că s-a întâmplat asta. Cred că ar trebui să fie mult mai mulți oameni din generația mea care să apară în astfel de jurii. Mă bucur și să văd că printre nominalizați, cum am și spus într-o postare pe Facebook, există și nume feminine, mai ales la premiul pentru cea mai bună regie, pentru că ăsta era și mesajele pe care eu am vrut să le transmit anul trecut când am câștigat premiul UNITER. Anul ăsta ce-mi doresc e în primul rând să văd spectacole care au relevanță în raport cu ceea ce s-a întâmplat în lume cu noi. Acolo de gusturile mele, o să încerc să las la o parte cât pot subiectivismul, dar voi miza cumva pe sinceritatea propunerilor și importanța și, cum spuneam, relevanța lor în momentul acesta în România, în teatru contemporan de azi. De-a lungul carierei tale ai adus în plan, în prim plan mereu așa povești puternice și cu mesaje puternice, care ne privesc pe noi toți și aș vrea să te întreb dacă ai fi tu, Eugen, să ai propriul manifesto. Ce mesaj ar transmite acest manifesto și mai ales oamenilor care ți apreciază creațiile? Of, se schimbă de la o zi la alta, pentru că în tot parcursul ăsta de foarte mulți ani, manifestul meu sau, nu știu, dar crezul după care lucrat a fost unul care este în permanență, însă ce astăzi mă preocupă cel mai tare este că dincolo de
a vorbi despre problemele societății care sunt evident necesare și toate subiectele astea sociale, politice, pe care eu încerc să le aduc în discuție, în teatru sau film. Doresc să aibă și foarte multă umanitate, emoție și cumva teatru, filmul, arta pe care încerc să o fac să mizeze pe această emoție și să mizeze și cumva pe o doză de vindecare, aș spune, după toată perioada asta, pentru că cred eu a fost atât de dură pandemia asta pentru noi toți, pe care am trăit-o unii mai bine, alții mai puțin bine, nici nu contează, dar a lăsat urme și cumva cred eu că din acest moment, pentru ca noi să găsim sau să regăsim o esențialitate, avem nevoie să fim aproape de public și să facem în așa fel încât să mergem înspre el și ai oferi cumva un mic pansament la tot perioada asta. Preferi Naked Truth sau Sweet Illusion când vine vorba de artă? Cred că Naked Truth mai degrabă. Dacă privim de retrospectiv de la începutul tău în actorie până în prezent, ai evoluat în direcția și cu pașii pe care ți ai dorit de la început sau ți-ai depășit propriile așteptări? Da, absolut. Nu mă gândeam că asta voi face. Adică cumva planuri eu am în cap și foarte clare așa pe termen scurt. Însă mi-e greu să zic, cum la fel acum nu pot ști ce se va întâmpla cu mine în următorii 10 ani, la fel nu știam acum 10 ani unde voi fi azi. Mă bucur, da, credeam că voi fi un actor, credeam că voi continua să joc foarte multă vreme, ceea ce nu s-a întâmplat. A fost o decizie pe care am luat-o în mod conștient și asumat. Dar tot așa, pentru că a fost să se întâmple, pentru că s-au schimbat lucrurile pe zi, pentru că eu mă schimb și m-am schimbat. Așa că, nu știu, cât de mai mult de sau mai puțin de e și sunt astăzi. Și doar pot să zic că mă simt în acord cu omul și artistul care sunt și ce fac. Industria actoriei din România este și devine din ce în ce mai complicată, mai ales pentru tinerii actori, dar și pentru veterani. Și aș vrea să te întreb ce sfat le-ai dat tu acelor aflați la început de drum și ce gânduri ai transmite veteranilor? Nu știu, cred că veteranilor nu le-aș mai transmite mai nimic. Glumesc, nu, ideea este că într-adevăr cred că inspirația și toată atenția trebuie să ne-o direcționăm înspre cei care vin din urmă, pentru că până la urmă acolo se schimbă și se găsesc noi curente, noi feluri de a gândi, de a vedea arta, teatru, etc. Repet, mi se pare că am spus deja de 3 ori acum în discuția asta noastră, dar cred eu că cea mai importantă chestie, cel puțin pentru mine asta a fost cea mai importantă chestie, e onestitatea și sinceritatea cu care îți faci meseria și cu care treaba. Implicarea ta civică, adică mi se pare că suntem responsabili și cumva un aport în educație și cultură. Și ce aș spune veteranilor, să asculte un pic și de generațiile noi care vin, poate, pentru că cred eu că nu mai sunt atât de mici și probabil că există o generație nouă care trebuie auzită. Clar. Care ar fi idealul tău suprem în momentul de față și ce faci exact pentru a ți-l îndeplini? Îmi pare rău dacă zic că n-am un ideal suprem, dar nu știu, ce-mi doresc pur și simplu, îmi doresc să continui să fac și teatru și film și voi face asta. Îmi doresc să continui să călătoresc și să lucrez între cel puțin Franța și România, dar și alte țări. Și nu știu ce fac ca să îndeplinesc lucrurile astea, continui să muncesc. Eu sunt pe principiul ăsta că munca aduce muncă. Și mi se pare că
cel mai important este să rămâi implicat, dedicat, cumva angajat în meseria pe care o faci, pentru că altfel devine un hobby și nu știu dacă e neapărat ce mă intrigă cel mai mult să fac din meseria mea un hobby. Adică ce-mi doresc ar fi să continui să fac proiecte care să aibă sens și să fac ca oamenii să se întâlnească, ca diversitatea din proiectele mele, de orice fel ar fi, să-și spună cuvântul, să fie o prioritate și să existe cumva un interes din partea celorlalți pentru ca proiectele să fie. Iar ultima mea întrebare pentru tine, Eugen, este ce mesaj ar transmite Eugen din prezent către Eugen din viitor? Să nu mai fie atât de aparnam, poate. Poate de multe ori sunt în foarte multe lucruri, agitat și împărțit în 17.000 de proiecte și de și îmi place și face parte din personalitatea și felul meu de a lucra. Probabil că în viitor mi-aș zice stop, chill și a gestiona poate altfel toate situațiile astea, pentru că îmi doresc foarte mult și am senzația că nu am timp suficient pentru a dar cu siguranță într-un viitor voi fi mai liniștit cu timpul și nu voi mai fi ca iepurele alb din Alice în Țara Minunilor. Va fi un pic mai sper. Mulțumesc foarte mult, Eugen, că ai stat la povești cu mine și mă bucur că te-am cunoscut. Îți doresc succes cu noile producții și în toate proiectele pe care le vei face și le faci acum. Și sper să ajung și eu la o piesă de teatru montată de tine foarte, foarte curând. Mulțumesc și eu și spor în tot ceea ce faci și da, ne vedem la teatru, te aștept cu mare drag. Și pe mulțumesc! Te salut! Pa, pa! Mulțumesc încă o dată, Eugen, că ai fost astăzi alături de mine la Instar Show. Noi ne revedem în curând. Nu știu când, dar în curând. Până atunci, rămâneți la fel de vese și aveți grijă de voi. Eu sunt Claudiu și vă doresc o seară minunată.